Colindele ne învață să fim milostivi, iar apropierea Crăciunului îi face pe oameni să simtă mai intens milostenia lui Dumnezeu și încearcă să răspundă acesteia ajutându-i pe semeni. Acest gând îl urmează și credincioșii parohiei Sfântul Vasile cel Mare din Constanța, care în fiecare an organizează un concert caritabil pentru cazurile medicale grave din parohie. S-a format deja o tradiție ca în pragul sărbătorilor de Crăciun, parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare din Constanța să facă o familie mai fericită. Duminică seara a fost organizat un concert caritabil în biserica parohială pentru a sprijini două fetițe diagnosticate cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă, adică surditate. Este vorba despre Daria și Diana Ardeleanu, care de la naștere s-au confruntat cu probleme de auz. Fiind foarte activă în parohia din care face parte, familia are o poveste impresionantă care, cu ajutorul oamenilor, poate avea un final fericit. Totul a început atunci când soții Ardeleanu au dat viață primei fetițe, Daria, în 2012. Fetița creștea fără probleme, dar nu vorbea. După ce am avut-o pe Dăriuca, nu întârzia să vorbească, ne-am făcut griji, ne-am gândit că totuși ne-am dus și spre altceva, am zis să nu fie ceva neurologic sau... Și că am depistat-o la un moment dat, tot întârzia să vorbească și am făcut un control și am depistat că de fapt ea nu auzea, tocmai din cauza asta nu vorbea. Avea deja vârsta de 2 ani și 7 luni, iar soluția ca ea să aibă o șansă la o viață normală era implantul cochlear, care costă 25.000 de euro. După multă rugăciune și speranță, într-o zi părinții au primit un telefon de la un centru de implantare din Târgu Mureș. Un copil a renunțat la operație pentru că a răcit și s-a eliberat un implant. Acum, la aproape 2 ani de la operație, are nevoie de 2 ore pe zi de logopedie, iar costul unei singure ore este de 60 de lei. Nu numai Daria a avut probleme cu auzul, ci și sora ei, Diana. Părinții au reușit să facă cercetările din timp pentru cea mică. Bineînțeles că primul lucru pe care l-am făcut după ce am născut-o a fost să o testăm, pentru că deja ne era frică și ne gândeam să nu fie cu aceeași problemă, dar a fost. Nu atât de grav ca Daria. Ei trebuie proteze auditive și o să audă, o să meargă bine. Povestea fetițelor a ajuns și la preoții de la parohia Sfântul Vasile cel Mare din Constanța, care s-au oferit să le ajute. Anul acesta, iată, am pus înaintea invitațiilor celor care au fost aici de față două surori care sunt diagnosticate cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă, într-un cuvânt, surditate. Ne-am dorit acest lucru pentru că, iată, sunt fii apropiați parohiei noastre, sunt niște familii demne, curajoase, nu au cerut niciodată, n-au stat cu mâna întinsă, dar ne-am gândit noi ca, cunoscându-le familia și starea, să îi putem sprijini în această perioadă. În urma colectei s-au strâns aproximativ 15.000 de lei, sumă care a fost oferită familiei pentru plata intervențiilor medicale și terapia celor mici. Pe viitor, ca și mamă, îmi doresc tare mult să se facă ei bine, să crească frumos, să crească sănătos, să aibă principii de viață, să nu renunțe, să nu se dea bătuți. La noi, oamenii în general, orice lucru nou pentru noi neobișnuit li se pare ceva ciudat. Sperăm ca toată lumea să accepte unul pe altul, indiferent ce poartă, că poartă ochelari, că poartă o proteză auditivă sau un implant. Și sper ca ele să poată să facă față omenirii. Concertul caritabil a fost susținut de grupul bizantin Sfântul Vasile cel Mare, corul Bel Canto al școlii gimnaziale numărul 39 Nicolae Toniță din Constanța, corul seminarului teologic din Constanța, precum și alte formații corale și soliști voluntari.
La eveniment a participat și înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a binecuvântat acțiunea și a ajutat material familiile. De asemenea, ierarhul ne-a oferit voluntarilor pachete cu cadouri.